Bună, sunt Denis și o prezint o nouă poveste originală pe canalul meu Lumina Poveștilor. Iar în divizionare vă șuga foarte mult să vă abonați acest canal și să lăsați un like. Aleftina mergea acasă cu emoție. Astăzi trebuia să le spună părinților că vrea să se căsătorească cu un tânăr. Fata de 19 ani știa că alegerea ei nu o va mulțumi pe tatăl și mama, deoarece ei voiau să o vadă căsătorită cu un soț bine asigurat, iar Via slav nu era tocmai asta. Ale a cunoscut-o pe Viaceslav acum jumătate de ani. Ea plimba pe faleză cu o prietenă când au venit la ei doi băieți. Tinerii au propus să petreacă timpul împreună în acea seară. Aleftina a refuzat imediat, dar prietena ei Natalia a vrut să socializeze cu băieții și, în cele din urmă, cunoștința s-a produs. Tinerii au petrecut mult timp împreună, povestind în timpul acesta povești amuzante din viața lor. Ale s-a simțit atrasă de unul dintre băieți, numit Viaceslav. Fata a observat că și el îi simpatiza. Ea a văzut cum tânărul se adresa cel mai des ei. După un timp, Aleftina a privit ceasul și a spus că e timpul să se întoarcă acasă. Băieții au suspinat dezamăgiți și au încercat să o convingă să mai rămână puțin, dar Ale a fost hotărâtă și le-a spus noilor prieteni și prietenei ei. Nu vreau să-mi dezamăgesc părinții. Dacă le-am spus că nu voi fi acasă mai târziu de 10 seara, atunci trebuie să-mi țin cuvântul. Dar pot suna mama și să-i explic situația, să-i spun că vreau să petrec încă puțin timp în compania băieților frumoși. Cu un zâmbet, a spus în acel moment Viaceslav. Aleftina s-a uitat la băiat care aștepta răspunsul ei. Fata ar fi fost de acord și ea cu asta, dar nu dorea să audă apoi acasă diferite întrebări despre noi cunoscuți, așa că a spus cu jenă. Nu îmi voi schimba decizia, merg acasă, iar voi puteți continua să socializați cu Natalia și pot să spun că putem să mai petrecem în ziua următoare, dar trebuie să stabilim timpul. E o idee bună, a exclamat Viaceslav și a adăugat imediat, atunci te duc acasă, iar prietenul meu pe prietena ta. Toată lumea este de acord cu această propunere. Și după aceea tinerii s-au împărțit în cupluri. Viaceslav a însoțit-o pe Aleftina acasă pe drum, a întrebat-o pe fată despre viață, hobby-uri, cum își planifică viitorul. Ale a povestit că este singurica fiică a părinților. Tatăl se ocupă de afaceri, iar mama lucrează ca contabil în bancă. De asemenea, fata a povestit că învață economie și vrea să urmeze exemplul mamei ei și la sfârșitul povestirii ei a adăugat că visează să se mărite cu un om bun, cu care să trăiască toată viața. Curând, cuplul a ajuns la casa fetei, s-a oprit lângă intrare și se pregăteau să i-a rămas bun. Cum a spus Aleftina cu surprindere că a spus totul despre ea, dar ea nu știe nimic despre noul cunoscut. Viacesla a zâmbit în răspuns și a spus. Veți afla despre mine. Dar nu astăzi. Avem tocmai ocazia să ne întâlnim mâine și să mai plimbăm. Atunci îți voi spune totul despre mine. Apropo, te rog doar să-mi lași numărul tău de telefon. S-ar putea să apară circunstanțe neprevăzute și nu voi putea să vin să te întâlnesc. În acest caz, te voi suna și îți voi anunța. Cuplul și-a schimbat numerele de telefon și fata s-a grăbit acasă. În acea seară, gândurile ei erau dedicate noului cunoscut și își imaginau în minte cum se vor întâlni din nou mâine. Și mai mult, Aleftina se întreba cine este această persoană, Viaceslav. La prima vedere, tânărul i s-a părut un băiat decent. Cu toate acestea, fata a auzit deja că băieții atât de amabili pot fi niște ticăloși rari. Aleftina în gândurile ei nu a observat cum ceasurile au bătut miezul nopții și doamna Valentina, mama ei, a venit să întrebe de ce nu dormea încă. Fata a răspuns imediat. Mamă, du-te și culcă-te, mă voi culca imediat. Noapte bună! A venit a doua zi. Aleftina aștepta un apel de la noul cunoscut, dar telefonul tăcea. Fata a gândit dezamăgită că băiatul nu și-a ținut cuvântul, așa că nu are rost să aștepte ceva bun de la el, deoarece promisiunea nu a fost îndeplinită. În aceeași seară, Aleftina se pregătea deja să doarmă când a sunat telefonul. Ea a privit numărul și a observat cu entuziasm că a sunat viaceslav. Fata a ridicat receptorul și, reținând notele de bucurie, a spus: Ascult! ești supărată. Aud asta din vocea ta. Nu te supăra, dar nu am avut ocazia. Am venit de la muncă. Credeam că voi sta o oră să mă odihnesc, apoi să-ți sun. Dar din cauza oboselii am adormit. Așa că abia acum m-am trezit și te-am sunat imediat. Hai să amânăm întâlnirea noastră pentru mâine. E ziua mea liberă. Cum vezi asta? Au vorbit sperând că mâine nu vei dormi toată ziua ca un urs în iarnă. Cu un zâmbet, a răspuns interlocutoarea. A doua zi, tinerii s-au întâlnit, au plimbat pe străzi și au discutat despre diferite subiecte. Și într-un moment dat, fata s-a adresat băiatului. Spunându-i că i-a promis că îi va vorbi despre el, dar până acum nu a făcut-o, Viaceslav a zâmbit și a întrebat. Și ce anume ai vrea să știi? Ți-am spus tot despre mine fără rezerve aștept și asta de la tine. În răspuns la aceasta, băiatul i-a propus fetei să intre într-o cafenea cochetă. Abia după ce cuplul s-a așezat la masă și Viaceslav a comandat două cafele și câteva bucăți de tort, a început să vorbească. Tânărul a povestit că este dintr-un sat. Are o mamă și un frate mai mic. Tatăl și-a părăsit familia acum câțiva ani. De asemenea, băiatul a spus că are 24 de ani și lucrează ca muncitor pe șantier în oraș, împarte o cameră cu un prieten. Fata l-a ascultat atent pe noul ei cunoscut și când acesta a tăcut, l-a întrebat cât timp intenționează să trăiască astfel. Viaceslav s-a uitat mirat la interlocutoarea sa și a întrebat. Ce vrei să spui? Ei bine, în cele din urmă, te vei îndrăgosti și vei dori să-ți întemeiezi o familie. Nu-i așa că nu-ți vei duce soția într-o cameră închiriată, unde locuiește și prietenul tău. Bineînțeles că nu, trebuie să trăiesc până atunci și apoi să vedem. Acum hai să bem cafeaua, aroma băuturii deja se răcește în timp ce îți povesteam despre mine. După această întâlnire, Aleftina a început să se întâlnească des cu băiatul. Fata a început să conștientizeze tot mai mult că este atrasă de acest băiat. Ea se gândea adesea la ceea ce se va întâmpla cu relația lor în viitor și se temea că ar putea să se despartă. Tinerii s-au întâlnit timp de două luni. Mama fetei a observat că fica sa s-a schimbat în ultima vreme. Femeia a încercat să afle de la Aleftina ce se întâmplă cu ea, dar Aleftina s-a ferit și a spus că primăvara îi trezește gânduri și, din această cauză, se simte adesea abătută. Răspunsurile fiicei nu au mulțumit-o pe doamna Valentina, iar femeia i-a vorbit ferm. Tu tot timpul eviți subiectul și nu înțelegi că eu și tatăl tău ne îngrijorăm pentru tine. Mamă, promit că în viitorul apropiat vă voi spune tot. Nu vă faceți griji! Dar totul este cu adevărat bine pentru mine. Aleftina i-a povestit iubitului despre această conversație. Viaceslav a ascultat fără să se deranjeze, apoi a îmbrățișat-o și a spus în șoaptă cererea sa în căsătorie. Aleftina, auzind aceste cuvinte, a răspuns imediat cu entuziasm. După propunerea băiatului, fata a început să se gândească că acum trebuie să-i prezinte aleșilor părinților ei. Ea înțelegea că Viaceslav nu va fi cea mai bună opțiune în ochii mamei și tatălui ei ca soț și astfel fata se îndrepta spre casă pentru a-i avertiza pe părinții ei că intenționează să se căsătorească. În curând, Aleftina era în camera de zi și își povestea mamei și tatălui ei despre cunoștința cu iubitul ei. Fata nu a ascuns de la rude faptul că băiatul lucrează pe șantier și că este dintr-un sat. Mama Aleftinei, auzind cuvintele fiicei, a fost indignată și a spus Probabil că prietenul tău nici măcar nu poate să lege două cuvinte într-o conversație, iar tu intenționezi să te căsătorești cu el gândește-te și nu ne rușina pe mine și pe tatăl tău. Mamă, tu ești interesată numai de statutul social, dar ce despre sentimentele mele, eu îl iubesc pe acest om. Ție ți se pare că asta nu e dragoste. Vor trece câteva luni și apoi vei regreta că ai dorit să-ți leagă viața de acest băiat. În dialogul dintre mamă și fiică a intervenit capul familiei. Bărbatul s-a adresat soției. Natalia, de ce te-ai abătut așa de repede asupra fetiței noastre? Hai să ne cunoaștem mai întâi cu acest tânăr și apoi să tragem concluzii. Aleftina a privit cu recunoștință la tatăl ei, care s-a împăcat pentru ea, iar apoi fata a alergat în camera ei pentru a-i spune persoanei dragi că întâlnirea va avea loc în curând. Viaceslav a ascultat aleasa și a promis că întâlnirea va fi înaltă. În curând, cunoștința a avut loc Aleftina era foarte agitată când l-a adus pe băiat la ea acasă, dar îngrijorarea ei a fost în zadar. Părinții au fost impresionați de tânăr, în special tatăl fetei, dar chiar dacă doamna Valentina a aprobat alegerea fiicei. După ce Viaceslav a plecat, i-a spus soțului, nu știu cum e pentru tine, dar mi s-a părut că acest băiat este mai interesat să-și facă un viitor bun decât să creeze o familie. De unde ai scos asta? Nu ascund că nu-mi place faptul că Viaceslav lucrează ca muncitor necalificat, dar asta poate fi corectat. Odată ce vom avea nunta, îl voi lua sub aripa mea și îl voi învăța cum să devină un antreprenor inteligent. Nu știu, dragul meu, de unde am scos asta. Poate doar intuiție feminină. Bine, noi doi am dat deja acordul pentru căsătorie. Acum trebuie să ne pregătim pentru petrecerea viitoare. În curând, tinerii și-au depus cererea la starea civilă. Iar apoi, pregătirile pentru nuntă au început. Toate cheltuielile pentru ceremonie au căzut pe umerii părinților aleftinei, deoarece mama lui Viaceslav avea un salariu mic și nu putea ajuta material în mod special, iar tânărul nu avea economii proprii. După câteva luni a avut loc nunta. Părinții Aleftinei le-au dăruit mirilor cheile unui apartament cu două camere, dar nu în centrul orașului. Viaceslav și soția lui erau bucuroși că vor începe viața de familie nu într-un apartament închiriat, ci în propria locuință. După câteva luni, tatăl Aleftinei l-a angajat pe ginerele său să lucreze alături de el. Viaceslav s-a angajat cu entuziasm în noile responsabilități. Tânărului i-a plăcut să învețe abilitățile de a conduce propria afacere. Viaceslav spera că în viitor socru său îi va încredința afacerea, iar apoi i-a spus soției. Tatăl tău a dat de înțeles că, odată ce vom oferi odraslelor noastre un nepot, îi va transfera afacerea pe numele meu. Deci, de ce să mai așteptăm? Să începem să lucrăm la conceperea copilului cu mai multă pasiune. Nu vreau să mă grăbesc cu asta, deoarece vreau să termin învățământul superior mai întâi și apoi să devin mamă. Între timp, voi lua contraceptive. Ești ciudat, soție! Toate femeile, odată căsătorite, visează să devină mame, iar tu visezi să obții educație. Mai bine sunt ciudată, dar cel puțin pentru tine, iubitul meu. Sper că așa e. Cu un zâmbet abil, soția a spus și și-a privit soțul. Viaceslav a râs în răspuns și a dat din cap în semn de acord, apoi a început să-și sărute cu tandrețe fața femeii. Câteva ani au trecut, Aleftina a absolvit institutul și s-a angajat să lucreze în banca mamei sale. Tânăra voia să mai trăiască încă un an cu soțul ei, iar apoi să înceapă să se gândească la copii. Aleftina i-a spus asta soțului ei. Nu sunt de acord cu asta. Am cedat când ai vrut să obții educație, acum este timpul să respecti dorințele soțului tău. Mi-am săturat să muncesc sub comanda tatălui tău. Vreau să fiu șeful meu, să nu mai ascult sfaturile tatălui tău. Oricum, nu o să-ți contrazic. Voi renunța la contraceptiv și vom vedea ce se întâmplă. După câteva luni de la această discuție, Aleftina a aflat că este însărcinată. A realizat asta deoarece se simțea mereu rău și slăbită. Aleftina a mers la o clinică de femei, unde medicul i-a spus că în curând va deveni mamă. Aleftina i-a spus imediat soțului ei, care a primit vestea cu bucurie. După primele emoții de a deveni tată, l-a întrebat pe logodnicul său dacă le-a spus părinților ei. Fata i-a răspuns soțului. Ești primul care afla asta. Părinții trebuie să vină în zilele următoare. Atunci vom spune. În curând, doamna Natalia și soțul ei au aflat deja despre sarcina fiicei lor. Părinții fetei erau extrem de fericiți că vor deveni bunică și bunic. Tatăl Aleftinei, după ce a aflat vestea, i-a spus ginerelui că, așa cum a promis, va transmite afacerea lui în curând. Timpul a trecut. În primul trimestru de sarcină, Aleftina s-a simțit bine, dar în al doilea trimestru au apărut complicații. Tânăra a petrecut aproape tot timpul în spital. Aleftina era dispusă să rămână în patul de spital cât timp este necesar doar pentru ca bebelușul să crească. În scurt timp, tânăra femeie a fost externată din maternitate și a venit acasă. Soțul s-a pregătit pentru acest eveniment. Viacesla a pregătit a doua cameră pentru camera copilului, în timp ce Aleftina era în spital. Fata a fost bucuroasă că alesul ei a abordat cu responsabilitate nașterea fiicei, pe care au numit-o Carina. A trecut o lună de când cuplul tânăr a devenit părinți. Aleftina s-a angajat cu plăcere în rolul de mamă. Tânăra femeie se străduia să facă față tuturor, în timp ce soțul ei era la muncă. Ea se ocupa de treburile casnice când fica dormea, iar când micuța era trează, îi dedica toată atenția. În același timp, nu uita nici de soțul ei. A trecut încă o lună, iar soțul a venit de la serviciu într-o stare proastă. Aleftina a observat imediat asta și l-a întrebat ce s-a întâmplat. Viaceslav a privit-o sumbru și a spus în șoaptă că tatăl ei nu își respectă promisiunea. Tânăra femeie l-a privit confuză pe logodnicul ei și l-a întrebat ce înseamnă asta, primind imediat răspunsul. Tatăl tău mi-a promis să-mi transmită afacerea, dar până acum tace. L-am întrebat despre asta și el a spus că trebuie să aștept. De ce ar trebui să aștept ceva? El a dat cuvântul și nu îl respectă. Dar nu-l critica pe tatăl meu atât de repede. Poate că s-a întâmplat ceva, de aceea cere să așteptăm. Hai, apărăți tatăl, nu te supăra, voi discuta cu el și voi afla totul. În ziua următoare, tânăra a sunat tatălui ei, domnul Timofei, și l-a rugat să vină când soțul ei nu va fi acasă. Tatăl a fost surprins de cererea fiicei, dar a îndeplinit dorința Aleftinei și în curând a avut loc o conversație între domnul Timofei și fiica sa. Când Aleftina l-a văzut pe tatăl ei, l-a întrebat imediat de ce nu și-a ținut cuvântul față de Viaceslav. Avem o criză în afacere acum și dacă îi dau lui Viaceslav controlul, totul se va prăbuși. I-am explicat deja asta de mai multe ori și am spus să aștepte un an până când lucrurile se vor stabiliza dar înțeleg că Viaceslav a decis să acționeze prin tine. Nu mă așteptam la asta de la el. Îl pot înțelege și pe soțul meu. I s-a dat cuvântul, iar soțul vrea ca ginerele să-și țină promisiunea. Și i-am spus că o voi face. Acum, ca o compensație, pot să-i dau mașina mea în proprietate lui Viaceslav. În principiu, eu însum îl voi aborda pe ginere cu privire la asta. Dar cum vei rămâne fără mașină? vom rezolva. Cel mai important, nu te îngrijora. În curând, Viaceslav conducea deja o mașină străină pe care i-o dăruise socru său. Aleftina era bucuroasă că tatăl ei găsise o soluție și nu s-a certat cu Viaceslav în legătură cu afacerea. Tânăra femeie dorea ca între soțul ei și părinții ei să nu existe niciun neînțeles. Anii au trecut, Carina a împlinit trei ani. Aleftina a înscris-o imediat pe fiica ei la grădiniță, pentru ca fetița să învețe să interacționeze cu alți copii. Între timp, domnul Timofei nu și-a transmis niciodată afacerea ginerelui său. Cu privire la această situație, Aleftina și soțul ei au avut frecvent dezacorduri. Și când a avut loc o altă discuție pe această temă, tânăra a exclamat cu indignare. Am senzația că te-ai căsătorit cu mine doar pentru a deveni proprietarul propriului tău afaceri. Nu vorbi prostii, pur și simplu nu-mi place când cuvintele sunt aruncate în vânt. Dar așteaptă, nu eu ți-am făcut această promisiune, ci tatăl meu. Iar tu mă torturezi în mod constant. Ia tu atunci inițiativa, ca bărbat, și discută cu el despre asta. Am discutat și de mai multe ori. Răspunsul tatălui tău este același, că încă nu este momentul. Soția mea, în continuare, l-au mai trecut câțiva ani. Carina a mers la clasa 1, Viaceslav a lucrat în continuare sub conducerea domnului Timofei, iar Aleftina a lucrat la banca unde lucra și mama ei. Tânăra femeie visă să avanseze pe scara profesională în instituția de credit, dar nu i-a reușit din cauza faptului că fiica ei se îmbolnăvea des de răcel și, prin urmare, Aleftina era cea care lua în mod constant concediu medical. În același timp, soțul ei refuza categoric să stea cu Fica când aceasta era bolnavă. Și într-una din zile, când Carina s-a îmbolnăvit din nou, Aleftina și-a luat din nou concediu medical. Ea a stat acasă cu Fica și a jucat cărți, așteptându-le pe soțul ei de la muncă. Când soțul nu a fost acasă pentru o perioadă lungă de timp, Aleftina a sunat la alesul ei, iar el a răspuns că are o situație de urgență la serviciu și va veni acasă târziu. Fata s-a interesat ce s-a întâmplat, dar partenerul ei de viață nu a răspuns și a pus receptorul. Aceeași situație s-a repetat și a doua zi. Aleftina nu știa ce se întâmpla la locul de muncă al soțului ei, așa că a decis să afle totul de la tatăl ei. Ea a sunat la tatăl ei și s-a interesat ce înseamnă situația de urgență la locul de muncă. Pentru surprinderea Aleftinei, tatăl a spus că totul este în regulă și a întrebat ce s-a întâmplat. Fica i-a povestit domnului Timofei ce a spus soțul și despre întârzierile lui la serviciu. Tatăl, auzind cuvintele aleftinei, a fost surprins și a spus că Viaceslav pleacă de la muncă în timpul normal, la fel ca și el când tânăra a aflat asta, a fost furioasă pentru că soțul ei o mințise. Aleftina, după discuția cu tatăl ei, l-a așteptat pe soțul ei și, când acesta a apărut, l-a rugat în mod furios să îi explice întârzierile la serviciu. Viaceslav a început să vorbească despre situație de urgență. Soția l-a întrerupt pe bărbat și a spus că a discutat recent cu tatăl ei. Viaceslav s-a înfuriat după asta și a spus cu iritare: Deci, trebuie să-mi dau seama în fața ta. Eu pot avea propriul meu spațiu personal pe care să-l folosesc cum vreau. Dar tu ai și o familie. Poate că ai dezvoltat o relație cu o altă femeie. Din nou, vorbești prostii. Hai să mergem să ne culcăm. Nu voi mânca. Am luat cina la cafenea. Și cu cine ai fost la cafenea, nu te-ai oprit, a leftina. Cu prietenii, a răspuns soțul cu iritare. De ce nu îi inviți pe acești prieteni la noi în vizită? Ești chiar o femeie inteligentă. Nu cumva ai uitat că fiica noastră este bolnavă. Gata, am terminat această discuție. După această conversație, Viaceslav a început să se întoarcă acasă la timp. Cu toate acestea, bărbatul devenise distant față de soția sa. Aleftina a realizat că relația lor de familie se destrămase. Ea a încercat să discute cu soțul ei, dar Viaceslav a spus că nu vrea să vorbească despre acest subiect. Femeia era în disperare și s-a adresat mamei ei, povestind despre situația dificilă din familie. Doamna Valentina a liniștit-o pe fica ei și a promis că va discuta cu ginerele pe acest subiect. Cu toate acestea, femeia nu a vrut să discute singură cu Viaceslav și l-a rugat pe soțul său să facă asta. Domnul Timofei, auzind rugămintea soției, a încruntat sprâncenele și a spus în șoaptă: Am discutat cu Viaceslav pe acest subiect. Pot să-ți spun că el visează să devină șef în firmă. Dar eu nu pot face asta pentru că Viaceslav face greșeli în conducere și tu înțelegi ce consecințe ar putea avea asta. Dar tu i-ai dat deja cuvântul. Predă-i firma. Dacă Viaceslav eșuează, va fi responsabilitatea lui. Nu acum. Încă nu sunt convins. Hai să mai așteptăm puțin, a spus oposit domnul Timofei. Au mai trecut câțiva ani. Carina era deja în clasa a șasea, iar în acest timp, Aleftina a aflat că soțul ei avea o relație cu o altă femeie. Aceasta s-a întâmplat întâmplător. Soțul a venit de la serviciu și, ca de obicei, s-a dus în baie, lăsând telefonul mobil în hol. Când vi acest la făcea duș? Telefonul mobil a sunat, iar Aleftina a decis să răspundă, văzând pe ecran numărul etichetat ca soarele. Femeia a apăsat pe butonul de apel și a auzit o voce de femeie. Aleftina a strigat în furie la interlocutoare că soțul ei este căsătorit și a cerut să nu mai sune niciodată la acel număr. Când Viaceslav a ieșit din paie, Aleftina i-a făcut scandal din cauza acestui incident. Femeia a strigat, l-a înjurat pe soțul ei, iar el a rămas calm și a privit-o în timpul scenei. Abia după ce femeia s-a așezat în genunchi și și-a acoperit fața cu mâinile, el a spus. Și ce așteptai de la mine? Am așteptat toți acești ani că mă vei susține, că mă vei convinge să-i conving pe tată să-mi dea afacerea. Dar tu n-ai făcut niciun pas în această direcție și știi foarte bine că din această cauză ne-am îndepărtat unul de celălalt. Nu mă mai iubești deloc. Hai să nu mai vorbim despre asta, a spus bărbatul iritat și s-a dus în bucătărie. Aleftina a mers după soțul ei, iar când acesta s-a așezat la masă, ea l-a întrebat dacă nu intenționează să divorțeze de ea. Viacesla a tăcut un pic și apoi a răspuns că nu a gândit încă la această problemă. Aleftina și-a dat seama cu groază că căsnicia lor acum era în pericol și că divorțul este o posibilitate. În următoarea zi, femeia a gândit cum să schimbe situația și atunci a realizat că majoritatea scandalurilor lor erau legate de faptul că tatăl nu și-a ținut promisiunea. Ea a decis că singura modalitate de a salva familia este să obțină acordul tatălui pentru a transfera firma soțului. În ziua următoare a vizitat părinții ei și s-a adresat tatălui. Aleftina i-a spus că domnul Timofei se poartă necorespunzător și nu își respectă cuvântul. Proprietarul apartamentului s-a uitat la fiica sa și a întrebat pe un ton liniștit. Ești sigură că vrei să transfer firma lui Viaceslav? Și dacă ți-aș spune că are o altă femeie, ai continua să mă rogi să-i predau firma alesului tău. Știu despre amanta lui și te rog, respectă-ți promisiunea. Te rog, a spus femeia cu tristețe, iar lacrimii i-au căzut pe obraji. Și în scurt timp, Viaceslav a devenit proprietarul firmei. Domnul Timofei a încetat să mai meargă la serviciu și și-a predat complet responsabilitatea ginerelui. Aleftina era fericită și spera că viața ei se va întoarce la normal și că soțul ei nu o va mai înșela. Visurile femeii s-au împlinit. De fapt, Viaceslav își grăbea acum întoarcerea acasă după serviciu. Bărbatul devenise din nou atent cu soția sa și îi vorbea cu afecțiune. Cu toate acestea, bucuria a leftinei a fost de scurtă durată. Motivul era că atunci când domnul Timofei a predat afacerea ginerelui său, s-a simțit inutil. Despre asta vorbea bărbatul soției sale. Doamna Valentina l-a certat pe soțul ei pentru aceste gânduri și a spus că nu este așa. Aparent, el asculta cu atenție cuvintele soției, dar totuși se îngrijora și în urma acestei situații a suferit un infarct. Bărbatul a trăit încă trei zile, apoi a murit. După înmormântarea domnului Timofei, Aleftina simțea o anumită vină față de tatăl ei pentru că a insistat ca acesta să transfere firma lui Viaceslav și a împărtășit gândurile soțului ei, care a îmbrățișat-o cu afecțiune și a spus Nu trebuie să te învinovățești pentru faptul că tata nu mai este, Domnul Timofei a avut probabil să trăiască atât de mult, și tu nu ești deloc de vină pentru asta. Dar mama mi-a spus că tatăl, după ce a încetat să mai meargă la serviciu, a devenit mai trist. Nu i-am alungat pe ea din firmă, el putea să continue să lucreze acolo. Mai bine nu mai vorbim despre asta. Lasă-ți toate aceste gânduri. Și, în general, ai promis să faci cină ca pentru un rege azi, și eu o aștept. Hai, du-te în bucătărie și pregătește masa. Mai ales că Carina ar trebui să vină de la plimbare acum. Consoarta a sărutat tandru soțul pe buze și a mers în bucătărie. Femeia a scos din cuptor o rață aromată, umplută cu mere. Aleftina a așezat tava pe masă, iar în acel moment s-a auzit o bătaie în ușă. Stăpâna apartamentului a oftat nemulțumită, crezând că fiica a uitat din nou cheile de la casă. Femeia s-a apropiat de ușă și a deschis-o, văzând în prag prietenii fiicei, care erau un lacrimi. Aleftina a simțit cu inima îi se strânge de frigul înghețat și a întrebat în șoaptă ce s-a întâmplat. Cei doi au început să povestească întrerupt că au ieșit să se plimbe, iar Karina le-a propus tuturor să sară de pe acoperișurile garajelor în zăpadă. Toți au acceptat încântați propunerea fetiței și în curând se aflau deja pe acoperiși. Prima a sărit Carina, a făcut o roată în aer și a căzut în zăpadă. Apoi s-a auzit un strigăt disperat al fetiței. După cum s-a aflat mai târziu, Carina a căzut pe un țăruș de fier, care nu se vedea în zăpadă. Lovitura i-a nimerit puțin mai sus de piept. Aleftina, auzind povestea copiilor, a strigat disperată. Soțul a venit la strigăt, nefiind încă informat despre ce spuneau prietenii fiicei. Viaceslav a prins-o pe soția sa de umeri și a început să o scuture, în timp ce ea continua să strige. Fata noastră e în primejdie. Șeful familiei s-a întors spre băieți și le-a cerut să-i spună pe scurt ce s-a întâmplat. Când Viaceslav a aflat despre accident, i-a poruncit soției să se îmbrace imediat. I-a spus că vor merge imediat la spital, unde vor afla starea fiicei lor. După o vreme, familia se afla deja în sala de așteptare unde a fost internată Carina. Aleftina era așezată pe un scaun și plângea în hohote. Între timp, la umbla nervos pe coridorul spitalului. Aștepta doctorul care în acel moment îi trata rana fiicei. A trecut puțin mai mult de o oră înainte ca medicul să coboare la părinții Carinei. Medicul s-a apropiat de cuplu, a spus că fiica lor e bine și că doarme acum, apoi a adăugat că vor putea să o viziteze a doua zi și că acum nu e bine să o deranjeze. Aleftina a vrut să protesteze, dar medicul a privit-o aspru și a spus să nu-i contrazică și să îi îndeplinească rugămintea sa dacă vrea ca fata ei să se simtă bine. Viaceslav i-a răspuns medicului cu un semn de aprobare și apoi a îmbrățișat-o pe soția sa, explicându-i că trebuie să asculte medicul. Cu lacrimile curgându-i, Aleftina și-a înfășurat fața în pieptul soțului. Apoi, medicul a chemat asistenta și i-a cerut să aducă un calmant. În acea noapte, Aleftina nu a putut să doarmă. Se gândea la cum fetița ei este în spital fără ea și își dorea să vină dimineața cât mai curând pentru a o îmbrățișa și pentru a-i spune cuvinte încurajatoare. A doua zi dimineața, familia a mers la spital. Pe drum au cumpărat portocale, mere, a și diverse dulciuri. Mama și tatăl voiau să-și răsfețe puțin fiica. Și așa, via lap și Aleftina se aflau acum în camera Carinei, care era întinsă pe pat cu un picurător. Aleftina își mângâia ușor fica pe obraz și încerca să-și țină lacrimile în frâu. Fata vedea cât de mult se îngrijorează mama pentru ea, la fel și tata. Carina simțea că își dezamăgise părinții, așa că a spus. Vă rog să mă iertați, eu am fost inițiatoarea acestor sărituri. Nu trebuie să te cerți, draga mea. Doar promite-ne, mie și tatei, că nu vei mai face gesturi nesăbuite ca acesta, a spus mama cu tandrețe. Promit, iubita mea mamă și tăticule. Știi, acum voi avea mereu un semn distinctiv, a spus Carina. Cum să înțeleg asta, a întrebat Aleftina într-un ton nedumerit. Și în locul Carinei, un bărbat a răspuns cu voce tare. A intrat doctorul care a auzit cuvintele fetei. Medicul a spus că Carina va avea o cicatrice în zona pieptului. Apoi s-a apropiat de fata și a spus încurajator că uneori cicatricile nu sunt doar pentru bărbați, ci și pentru frumoasele domnișoare. Dar despre asta v-a mai spus. Carina a rămas în spital timp de aproximativ două săptămâni. În această perioadă, nu numai părinții ei au venit să o viziteze, ci și bunica, precum și prietenii cu care sărise de pe acoperișul garajului. Fata aștepta cu nerăbdare să fie externată, iar când ziua aceea a venit, s-a apropiat de medicul curant și a spus: Voi păstra această cicatrice ca simbol al gestului meu nesăbuit. Crezi că fac bine? Bărbatul în halat alb a zâmbit cuvintelor ei și apoi a spus în șoaptă că doar ea poate decide asta. Apoi i-a urat tot binele în viață și a spus să nu aibă niciodată cicatrici pe trup și răni în suflet, înainte de a se îndrepta spre ușă, lăsând-o să-și revină. Timpul a continuat să curgă. Carina a terminat deja clasa a șaptea când bunica ei s-a îmbolnăvit. Aleftina înțelegea că doamna Valentina avea nevoie de îngrijire și a propus soțului să angajeze o asistentă. Viaceslav a refuzat, argumentând că soția însă și poate avea grijă de mama sa. Aleftina a spus cu neîncredere. Dar nu pot să fiu gospodină la două case. Mai ales că mama locuiește în centru, Există și altă variantă. Să-și vândă mama casa de la țară pe care nu o mai folosește prea mult. Și să-mi dea mie banii. Eu îi voi investi în afaceri, iar astfel vom avea venit suplimentar pe care îl putem folosi pentru îngrijirea doamnei Valentina. Tu chiar crezi că știi ce spui? Asta e casa mamei și ea decide ce să facă cu proprietatea ei. Și chiar dacă ar fi de acord să vinzi o casă, nu se face peste noapte, și să-ți pui afacerea suplimentară în mișcare durează timp. În plus, ai nevoie de îngrijire acum. Așa cum vrei tu. Am găsit două variante pentru tine, dar e alegerea ta. Aleftina a decis să discute despre asta cu mama. Cu toate acestea, doamna Valentina, când a auzit ce sfaturi a dat ginerele, s-a supărat și a spus că Viaceslav o înmormântează încă în timpul vieții. Sugerând să-și vândă casa de la țară. Bătrâna i-a spus Aleftinei că proprietatea rurală poate fi un fel de azi de păstrat în mânecă în caz de vremuri dificile. A adăugat că poate să vândă casa oricând, dar acum nu e momentul potrivit. Aleftina a stat câteva zile gândindu-se la cum să iasă din această situație. Mama nu putea să-și lase singură, iar să meargă de colo colo prin oraș nu era o soluție. Și atunci vecina doamnei Valentina i-a venit în ajutor, spunând că va avea grijă de mama Aleftina în timpul săptămânii pentru o mică plată, iar când Aleftina va avea liber, ea însă și va sta cu mama. Femeia a acceptat oferta vecinei. Viața a continuat să curgă într-un ritm liniștit. În ultima sa zi de lucru, Aleftina pleca cu fica ei la mama ei, unde petrecea cele două zile de weekend. Astfel au trecut câteva luni și într-o zi Aleftina a decis să-și lase fiica la bunica ei într-o duminică și să meargă la soțul ei. Ea voia să petreacă timpul doar cu el și așa, ea a ajuns acasă, cumpărând șampanie și fructe pe drum, întrucât Aleftina nu l-a anunțat pe iubitul ei pentru a-i pregăti o surpriză neașteptată. Femeia a deschis ușa de la intrare în tăcere și s-a oprit în hol, deoarece a auzit râsul unei necunoscute. Aleftina a înțeles imediat situația și s-a îndreptat spre sufragerie, unde l-a văzut pe soțul ei într-o stare de semi Ținând în brațe o blonda, proprietara apartamentului a strigat înspăimântată. Viaceslav, surprins de venirea soției sale, s-a uitat la ea cu mirare și a întrebat-o ce face acolo în ziua aceasta, deoarece ar fi trebuit să fie cu mama. Aleftina era furioasă la întrebarea soțului și a izbucnit într-o isterie. Nu ai uitat că acesta este apartamentul meu. Cum ai putut să aduci orice femeie căzută în casa noastră? Așa că înțeleg că nu ai bani pentru a avea grijă de mama mea, dar să asigure amantele tale, asta e mereu la îndemână pentru tine. Cu aceste cuvinte, Aleftina s-a aruncat pe scaunul în care se aflau cele două femei. Ea a luat hainele, le-a aruncat spre blondă și a strigat tare. Îmbracă-te și pleacă imediat de aici să nu mă arăți niciodată fața ta din nou. Dacă mă ignori, o să regreți. Aici nu comanzi, dragă. A spus calm soțul imediat și a continuat. Este apartamentul meu și nu trebuie să rănești lebăta mea pentru că intenționez să trăiesc cu ea, nu cu tine. Și aceasta este o decizie finală. Și cu aceste cuvinte, bărbatul s-a ridicat și a început să se îmbrace relaxat. Aleftina se uita la soțul ei și nu putea să creadă că persoana pe care o iubea o trădase din nou. El l-a văzut pe iubitul ei ajutându-și amanta să se îmbrace, și apoi amândoi au părăsit apartamentul. Proprietara a rămas într-o stare de șoc după plecarea soțului și a amantei. Nici măcar nu putea să înțeleagă ce trebuie să facă în acest moment. Și apoi, de parcă s-ar fi trezit dintr-un vis, Aleftina a izbucnit în lacrimi disperate. A realizat că de acum înainte nu mai are soț. După câteva zile, Viaceslav a sunat o pe Aleftina și a spus că depune actele pentru divorț și împărțirea proprietății. Femeia a ascultat fostul ei soț, l-a rugat să se răzgândească și să nu părăsească familia măcar din cauza copilului. Viaceslav a fost neclintit și a spus că decizia lui nu se va schimba. Aleftina nu i-a spus mamei sale despre toate aceste noutăți, nici fiicei sale. Cu toate acestea, Carina, care nu l-a văzut pe tatăl ei de câteva zile și care nu a venit să doarmă, a întrebat unde este tata. Aleftina a înțeles că nu are sens să-i ascundă și a spus Carinei că ea și soțul ei se despart. Fata a privit-o pe mama ei cu uimire și a întrebat: Dar de ce? Oricum, cauza este banală. Tatăl tău a îndrăgit o altă femeie și vrea să-și întemeieze o familie cu ea. Nu te supăra pe tatăl tău din acest motiv. Înțelege că viața aduce astfel de momente când sentimentele dintre oameni se răcesc. Deci, înseamnă că și tu nu mai iubești pe tata, a întrebat fata încetișor. Nu pot să-ți răspund la asta, pentru că în sufletul meu e gol. Te rog, nu spune nimic bunicii. Nu trebuie să se îngrijoreze, în scurt timp a avut loc procesul, în care Aleftina a aflat că apartamentul cu două camere va fi împărțit în trei părți și dacă vrea să-și păstreze proprietatea, trebuie să plătească o anumită sumă fostului soț. Femeia a spus imediat că nu dispune de acea sumă. Atunci Viaceslav i-a comunicat că este dispus să-i ofere banii pentru ca apartamentul să rămână în posesia lui. Femeia a încercat să-și apere drepturile în instanță, spunând că apartamentul i l-a dăruit tatăl ei. Cu toate acestea, i s-a spus imediat că apartamentul le-a fost dăruit ambilor. Aleftina a încercat să contest decizia instanței, argumentând că mașina și afacerea au aparținut de asemenea tatălui ei, dar și aici a eșuat, deoarece toate actele au fost încheiate printr-un act de donație pe numele lui Viaceslav. Toate aceste procese judiciare au căzut greu pe umerii Aleftinei. Nu a crezut niciodată că persoana pe care o iubea ar acționa în acest fel împotriva ei. Și cea mai neplăcută parte a fost faptul că chiar și o inventariere a obiectelor casnice a fost întocmită, precum și a mobilierului și vesela din bucătărie. Aleftina a simțit o dezgustătoare nevoie de a împărți toate acestea. Ea i-a spus fostului soț. Nu credeam că ești atât de meschin. Poți să-ți păstrezi tot ce se află în apartament. Noi nu vom pretinde la asta. Dar ai o fiică care crește cum o să o privești în ochi mai târziu? Nu am de gând să fac rău carinei. Când va crește, o să o ajut financiar. Momentan intenționez să plătesc pensie alimentară. După proces, Aleftina și fica ei și-au strâns lucrurile personale. Carina punea în geantă blugi. Tricouri, lenjerie intimă și atunci privirea ei a căzut pe o fotografie în care era imortalizată alături de părinții ei. Fata s-a ridicat rapid de pe scaun și s-a grăbit spre birou. A luat fotografia din ramă și a aruncat-o cu toată puterea pe podea. În același moment s-a auzit zgomotul sticlei sparte. La zgomot, Aleftina a alergat în cameră. A văzut că pe podea se aflau cioburile de la sticlă și a înțeles imediat situația. S-a apropiat de fica ei și a spus: Înțeleg că ești supărată, dar distrugerea obiectelor nu e soluția. Nu pot să înțelegi cât de mult îl urăsc pe tatăl meu în acest moment. Nici măcar n-a avut rușinea să nu împartă cu noi setul de veselă. Sunt într-o stare de șoc din cauza acțiunilor lui. Prietena mea a trecut și a prin divorț recent, iar tatăl ei și-a luat doar lucrurile lui și gata, dar tatăl meu a început să împartă totul. Este dezgustător. Nu te concentra pe asta. Doar înțelege că în această situație suntem mai presus, pentru că nu luăm nimic în afara lucrurilor personale. Și în acel moment, Viaceslav a intrat în cameră, dorind să se asigure că fosta sa soție și-a adunat deja lucrurile. Carina, când și-a văzut tatăl, a izbucnit în lacrimi și a strigat în furie că el este un trădător adevărat și că îi va răzbuna cu siguranță acest lucru. Bărbatul a ascultat calm cuvintele pline de mânie ale fiicei și a răspuns. Acum vorbești din emoții, poate că mama te-a influențat împotriva mea, dar într-o zi vei crește și vei privi asupra acestei situații cu propriul tău ochi. Aceasta este strict opinia mea personală, și mama nu are nicio legătură aici. Ea, din potrivă, încearcă să facă tot posibilul să înceteze ura mea față de tine, dar nu va reuși. Să știi că pentru mine ești cea mai dezgustătoare persoană din lume. După câteva zile, Aleftina și fica ei s-au mutat deja să locuiască cu doamna Valentina. Femeia în vârstă, când și-a văzut fica venind cu multe sacoșe, a dicit imediat ce s-a întâmplat. Ea și-a îmbrățișat nepoata, apoi pe Aleftina și a spus în șoaptă. Totul se îndrepta în această direcție. Așadar, fetelor, să nu ne lăsăm pradă descurajării din cauza asta, din potrivă, să organizăm o sărbătoare. Noi trei vom face față și vom trăi cu confort pentru a le arăta tuturor dușmanilor noștri că suntem fericiți cu viața noastră. După ce Aleftina și-a mutat locul de trai cu fiica sa, femeia a transferat-o pe Carina la o altă școală, mai aproape de casă. Ea însă și a început să lucreze la o altă bancă. Aleftina încerca să nu mai gândească la fostul soț. Ea voia să-l șteargă complet din viața ei. Pentru ea, acum cel mai important era să-și protejeze mama să trăiască cât mai mult și să-și vadă fiica fericită în viitor. După un an de la divorț, mama Aleftinei a trecut în neființă pe neașteptate. Femeia a organizat înmormântarea cu propriile ei mâini. Banii pe care i-a primit de la fostul soț pentru partea ei din apartament i-au fost foarte utili. Aleftina a înmormântat-o pe mama ei lângă tatăl, iar mai târziu a instalat monumente funerare de marmură neagră pe morminte au trecut câțiva ani. În acest timp, Carina și-a încheiat școala și a intrat la colegiu. Fata a decis să nu schimbe tradițiile familiei și să devină ca mama și bunica ei contabil. În acești ani, fostul soț al Aleftinei nu și-a vizitat niciodată fica, deși a continuat să plătească pensie alimentară. Carina chiar era recunoscătoare tatălui ei că nu a căutat întâlniri cu ea. Fata îl ura în continuare din toată inima pentru trădarea sa. Aleftina a trăit în toți aceștia în doar pentru fiica ei. Bărbații adesea încercau să-i curteze, dar ea respingea toate încercările lor, ceea ce îi uimea pe prietenele ei. Carina, de asemenea, era confuză de faptul că mama ei nu își construia o viață personală. Și într-o zi a avut loc o conversație între ele. Fata s-a adresat mamei ei. Mama, ești atât de frumoasă, ai o silueta atât de bine proporționată, ca o model, dar ești tot singură. De ce nu vrei să fii cu un bărbat? Nu îți este bine că trăiești doar pentru mine. Cu un zâmbet. Mama a întrebat. Sigur, asta e bine, dar nu este corect. Nu ești prea în vârstă și ai putea să-ți întemeiezi o familie cu un om demn. Și eu, totuși, într-o zi, voi iubi pe cineva, astfel că voi părăsi cuibul părintesc, iar tu va trebui să trăiești singură. Bineînțeles că nu, mamă, dar poate încă îl iubești pe tata. O întrebare dificilă și nu pot să răspund. Sincer, îmi amintesc de Viaceslav, dar doar acele momente când eram fericiți împreună, dar ultimii ani încerc să-i șterg din memorie. Îmi doresc doar să gândesc în mod pozitiv despre el probabil că e adevărată acea zicală populară, că dragostea este rea, vei iubi și un bărbat rău. Ah, tu, filozofa mea populară, a râs mama, apoi a adăugat imediat. Hai să ne spălăm pe mâini și să cinăm. Apropo, am o propunere să mergem în această vară la casa de la țară și să vedem ce a mai rămas din ea. Nu am mai fost acolo de doi ani. Ce spui de propunerea mea? Sună tentant, dar trebuie să trăim până în vară După un timp, vara a venit, Aleftina și-a luat concediu, iar în curând mama și fica călătoreau cu trenul în afara orașului Aleftina vorbea cu Carina, iar ea observa cum un tânăr bărbat își arunca priviri admirative asupra fiicei ei Fără să vrea, Aleftina și-a îndreptat atenția către Carina și și-a spus în gând Ce fată frumoasă ai! Mămică în curând, Aleftina și Carina erau în fața casei de la țară. Aleftina a privit cu tristețe și a coborât starea. Carina a observat și a întrebat de ce mama era tristă. Femeia a arătat cu mâna spre casa și a spus că nu mai este o casă de vacanță, ci mai degrabă o ruină pentru vagabonzii. Aleftina s-a apropiat de gard și abia a încercat să deschidă poarta, când aceasta s-a prăbușit cu un scrâșnet. Femeia s-a întors către fiică și a suspinat dezamăgită. Carina a sărit să o îmbrățișeze pe mamă și a spus Poate ar trebui să închiriem acest loc. Dar nu pentru bani, ci pentru ca oamenii să-l renoveze măcar puțin. Cine are nevoie de această căzătură pentru a locui în ea? Înainte Când bunicul tău era în viață, el aducea ordine aici, dar de câți ani nu mai este printre noi. Cred că ar trebui să vindem această așa zisă casă, iar banii să-i depunem în cont finanțele ne vor fi de folos în viitor. Poate ai dreptate. Și eu ți-am spus să găsești un om demn și să-ți întemeiezi o familie, dar tu te-ai împotrivit mereu. Dar acum, dacă un soț ar fi lângă tine, am face reparații aici. Avem nevoie de mâini de bărbat pentru a aduce ordine în această ruină. Dar, de fapt, cred că ar trebui să construim o nouă casă în locul acesteia. Iar tu începi din nou predicile despre căsătorie, a spus mama râzând și apoi a amenințat în glumă cu pumnul. Adăugând imediat: Să o vindem, chiar dacă obținem puțin în schimbul ei. Vânzarea casei Aleftinei nu a fost posibilă până spre sfârșitul verii. Femeia a primit bani puțini, pentru că nu știa cum să prezinte avantajele terenului în mod favorabil. Dar Aleftina a fost bucuroasă și pentru acei bani, pe care i-a pus imediat pe cardul bancar. Timpul trecea neobservat. Și acum, Karina a terminat colegiul. Fata visa să înceapă să lucreze cât mai curând. Mai ales că mama s-a aranjat cu conducerea băncii unde lucra ea, însă și ca să o angajeze pe Carina în instituția de credit sub conducerea mamei. Până la sfârșitul colegiului au mai rămas câteva zile. Și fata se întorcea acasă după cursuri. Ea trecea pe lângă o cafenea și a simțit mirosul aromat de cafea proaspăt preparată. Carina nu a putut rezista ispitei și a intrat în cafenea. Fata știa bine că acest loc nu era ieftin, dar mirosul era prea tentant. Carina a luat loc la o masă, iar chelnerul a venit imediat la ea. Un tânăr a oferit meniul, dar prin gesturi Carina a arătat că îi este suficient doar o ceașcă de cafea. Chelnerul a dat din cap nemulțumit și s-a îndepărtat de masă. A trebuit să aștepte doar câteva minute, când un tânăr în uniformă i-a pus deja în față o mică ceașcă de lut cu băutura aromată. Carina i-a mulțumit chelnerului, iar când acesta a plecat, ea s-a uitat în jur. În cafenea nu era multă lume și în principal erau tineri care stăteau în perechi. În acel moment, fata și-a imaginat cât de romantic ar fi să stea aici cu un tânăr și să discute în liniște sub acordurile unei melodii. Și abia când Carina a luat ceașca de cafea cu două degete de mâner, a auzit în spatele ei o voce bărbătească care era, evident, adresată ei. Fata s-a întors cu iritare, nevoind să fie deranjată în timp ce savura băutura aromată, iar când Karina s-a întors, a văzut în fața ei un băiat înalt și bine făcut, care a zâmbit prietenește și a spus Pot să-ți încalc singurătatea. Cu atât mai mult că mereu ocup acest loc, nu scrie pe undeva că este locul tău. Fără să-și dea seama, fata a răspuns cu un ton ostil. Voi interpreta că mi-ai spus să mă așez lângă tine. Cu un zâmbet persistent, a spus străinul, și în același moment s-a așezat în fața fetei. Chelnerul i-a venit imediat și a luat comanda, iar între timp tânărul, ignorând ostilitatea fetei, i-a întins mâna și a spus politicos: Mă numesc Constantin, dar cum te cheamă pe tine? Ești cu adevărat fără rușine. În primul rând, te-ai așezat la masă fără să-mi ceri acordul. În al doilea rând, vrei să facem cunoștință când eu nu sunt entuziasmat de aceasta. E prea târziu să te retragi pentru că știi deja numele meu. Va trebui să-ți spui și tu numele. Îți promit că nu voi spune nimănui cum o cheamă pe femeia cu care conversam atât de fermecător. Ah, ești și obraznic, a râs fata și a continuat imediat. Bine, am urmărit ea, acceptând, deși mai degrabă a impus comunicarea. Mă numesc Carina. După asta, tinerii au discutat într-un mod relaxat pentru o vreme. Constantin s-a străduit să mențină o conversație ușoară, iar fata își dădea perfect seama că băiatul știe cum să-și facă plăcută prezența. Acest lucru i-a plăcut Carinei, dar în același timp o îndepărta puțin. Ea era îngrijorată că băiatul s-ar putea dovedi a fi un pretendent insistent, dar asta nu s-a întâmplat. După o oră petrecută vorbind în cafenea, tânărul i-a propus Carinei să-și schimbe numerele de telefon și s-a scuzat că nu poate să o conducă acasă. El a explicat că în acel moment are o problemă urgentă de rezolvat. Carina și-a dictat numărul de telefon, iar apoi tânărul s-a salutat politicos și a ieșit din cafenea. Fata a reușit să observe doar că băiatul a urcat într-o mașină frumoasă și că mașina s-a pus în mișcare în curând. După întâlnire au trecut câteva zile. Carina aștepta mereu un apel de la Constantin. Fata involuntar se gândea adesea la noul ei cunoștință, ceea ce o irita. Ea încerca să alunge gândurile despre băiat, dar nu reușea. Când săptămâna a trecut de la întâlnirea lor scurtă, Carina nu mai spera că tânărul o să mai sune. Dar asta s-a întâmplat când ea era acasă și citea o lecție. Era ora 12 noaptea, iar telefonul ei a început să sune. Carina s-a uitat surprinsă la telefon și și-a imaginat că probabil s-au confundat cu numărul, a respins apelul. Dar apelul a continuat să sune. Fata a ridicat receptorul cu iritare și era gata să spună ceva aspru. Când a auzit vocea lui Constantin care spunea vesel: Nu dormi încă, creatură pungă! Am găsit timp să sun! Ce-ai vrut? Să aud vocea ta și să ne întâlnim mâine în aceeași cafenea, dar puțin mai târziu. Vreau să te văd acolo la șase seara! Karina tocmai voia să răspundă cu un ton sarcastic. Când a auzit tonul ocupat? Fata s-a enervat că nu i s-a dat ocazia să termine propoziția și a decis să sune ea însă, și pentru a-i spune lui Constantin că așa nu se comportă bărbații adevărați. Ea a format numărul, dar băiatul a respins apelul. Fata a făcut câteva încercării, dar rezultatul a fost același. Carina nu a mai încercat să sune. Ea s-a întins pe pat și s-a gândit la băiat. După câteva minute a venit un mesaj de la Constantin în care scria înțeleg că ești enervată, dar astfel cu siguranță vei veni la cafenea. Citind mesajul, Carina a izbucnit în râs și a gândit cât de hotărât este acest băiat. Și numai după aceasta fata s-a întors pe o parte și s-a adormit în curând. Dimineața a fost trezită de mama sa, care a întrebat interesată cine i-a sunat în miez de noapte. Fata s-a simțit jenată de întrebarea mamei și a mințit spunând că era un număr greșit. La ora stabilită, Carina a venit în cafenea, unde l-a văzut pe Constantin la aceeași masă. El stătea și citea ziarul. Fata s-a apropiat și a spus cu asprime că nu mai vrea să primească astfel de apeluri târzii. Tânărul l-a privit cu un zâmbet și, încercând să-și păstreze seriozitatea, i-a promis că nu se va mai întâmpla așa ceva. Și apoi i-a propus Carinei să se așeze și să facă comanda, dar ea doar a cerut o ceașcă de cafea. Tinerii au discutat mult timp. Constantin a rugat-o pe interlocutoarea sa să vorbească despre ea. Fata nu s-a opus și a spus pe scurt despre ea, iar apoi l-a rugat pe băiat să facă la fel. Constantin a spus că își încheie studiile la facultatea de limbi străine și are 25 de ani. După această întâlnire, Constantin a început să-i telefoneze de scarinei. Nu se întâlneau prea des, deoarece tânărul spunea mereu că are treburi urgente. Această situație irita adesea fata și, după o lună de la cunoașterea lor, ea l-a întrebat direct pe băiat ce treburi urgente are, care necesită atâta grabă. Băiatul i-a zâmbit în răspuns și a spus că va veni timpul când ea va afla totul. Carina a decis să nu insiste asupra băiatului și să aștepte momentul în care el va dori să-i povestească singur. Mama fetei a observat că fiica sa se comportă misterios în ultima perioadă. Când cineva suna la Carina, ea încerca să iasă în hol sau închidea bine ușile camerei sale, ceea ce nu se întâmpla înainte. Și faptul că ea nu mai sună în prealabil prietenele atunci când ieșea seara să se plimbe cu ele, nu îi se părea straniu mamei. Așa că femeia a decis să aibă o discuție sinceră cu Carina. Ea a spus. Mi se pare sau chiar este așa cum crezi. Ai căzut îndrăgostită. De unde ai scos asta? Da, m-am îndrăgostit, de aceea m-am comportat astfel. Am devenit secretă, așa cum ești tu acum, a spus cu un zâmbet femeia. A apărut un băiat în viața mea, dar este doar o conversație. Nimic obligatoriu, nu îți pot spune mai mult. După această conversație a trecut o săptămână, iar Karina s-a întâlnit cu Constantin. Au mers să se plimbe prin oraș și, ca de obicei, s-au distrat. Și apoi tânărul a întors într-o alee mică și a oprit. Fata l-a privit mirată pe Constantin și el i-a mărturisit serios sentimentele sale. Carina a fost uluită de cuvintele băiatului și a întrebat în șoaptă. Asta înseamnă o cerere în căsătorie. Nu chiar, dar aproape. Poate nici nu trebuie să vorbesc. Probabil din nou ai treburi urgente care îți împiedică să vorbești direct, fără enigme. Nu te supăra, dăm puțin timp și îți voi explica totul despre mine. După această conversație, a trecut o săptămână. Fata era deja pe punctul de a se angaja la locul de muncă al mamei și, înainte de a începe să lucreze în bancă, a decis să-și actualizeze garderoba. Carina i-a spus mamei sale despre planurile sale și a sprijinit cu bucurie această idee. Aleftina i-a dat fetei bani și a dorit un shopping plăcut. Carina dorea să-și cumpere o bluză albă elegantă și o fustă creion. Fata s-a îndreptat spre centrul orașului, într-un magazin de modă. Ea a petrecut mult timp admirând bluzele și s-a oprit la două modele complet diferite ca stil. Când Carina se îndrepta deja spre cabina de probă, a observat o figură cunoscută. Era Constantin, iar lângă el era o brunetă elegantă care se rotea în jurul oglinzii și vorbea cu entuziasm bărbatului. Costumul de pantaloni este minunat. Mulțumesc, dragul meu, va fi cadoul tău pentru a treia aniversare a căsătoriei noastre. În acel moment, Carina nu a crezut urechilor săi când a auzit ce a spus Bruneta. Fata s-a apropiat mai mult de pereche și în același moment a văzut că pe degetul lui Constantin, degetul fără nume, purta o verighetă. Carina a simțit un sentiment de greață și, cu o voință puternică, a reușit să-și stăpânească strigătul de dezamăgire. Și în aceeași secundă, tânărul s-a întors către ea, înțelegând totul din expresia feței ei. Karina a rostit doar un singur cuvânt cu buzele strânse. Ura și apoi a dat bluzele vânzătoarei, care nici măcar nu a avut timp să le probeze. Karina a ieșit repede pe stradă și a luat un taxi către casă. Ajungând acasă, s-a închis în camera ei. Aleftina era confuză de ceea ce i s-a întâmplat fiicei sale. Ea a auzit cum Carina plângea și a cerut să-i se deschidă ușa pentru a vorbi. Între timp, telefonul mobil al Carinei suna în continuu, dar ea nu răspundea la apeluri. Doar după un timp, tânăra a ieșit din cameră și a mers spre baie, dar Aleftina a, a oprit-o și a îmbrățișat-o cu delicatețe. Apoi i-a sugerat să meargă în bucătărie pentru a bea ceai. Femeia a așezat-o pe fată pe un scaun și a spus cu bâlândețe, ei bine, acum soarele meu, spunem ce s-a întâmplat. Carina, înnecându-și suspinele, i-a explicat mamei că s-a întâlnit cu un tânăr de peste două luni și că el i-a mărturisit recent dragostea și că intenționează să-i facă o cerere în căsătorie. Dar astăzi, Carina a aflat că el are o soție cu care este căsătorit de trei ani. Fata a povestit și despre întâlnirea cu el în butic. Când Karina a terminat de vorbit, Aleftina i-a mâncuiat capul și a rugat-o să se calmeze, apoi a întrebat dacă nu tocmai acest tânăr îi sună mereu acum. Karina a dat din cap în semn de afirmare. Atunci Aleftina a spus că ar trebui să îi dea bărbatului o șansă să vorbească. Fata a privit-o cu încredere pe mama și a spus: De ce ar trebui să fac asta? M-a înșelat. Vrei să aud încă o poveste mincinoasă de la el? De ce să-i dau ocazia să mintă, iar apoi să-i tai vorba? Nu ești curioasă să afli ce spune bărbatul care ți-a intrat evident în suflet? Nu spune că nu am dreptate, a spus cu voce scăzută Aleftina. Bine, mamă, voi vorbi cu el curând, Carina a răspuns la apel. Viaceslav a cerut să se întâlnească măcar pentru jumătate de oră. Karina i-a spus locul unde îl va aștepta și ora. Curând, cei doi tineri s-au întâlnit. Bărbatul purta de data aceasta o verighetă pe degetul său. Când Karina a văzut inelul pe degetul băiatului, a făcut involuntar o mică mișcare de retragere a umerilor. Mișcarea aceasta nu i-a scăpat lui Constantin, care a început să vorbească. Da, sunt căsătorit! Și am ascuns acest fapt de tine. Dar totul este că intenționez să divorțez. Căsătoria noastră a fost o greșeală. Soția mea, Inesa, este o fată capricioasă și răsfățată, iar după un an și jumătate petrecut cu ea, am înțeles că am greșit că m-am căsătorit cu ea. Dar problema este că tatăl ei are multe conexiuni și ocupă o poziție importantă în acest oraș. Acum vreau să plec pentru un stagiu în străinătate timp de un an. I-am spus deja Inesei că am o iubită și că ești tu. Când a aflat asta? Ea mi-a spus că atunci nu voi pleca în stagiu și ți-am spus că înseamnă mult pentru mine. Ce altă poveste vrei să îți spun? În acest caz, nu am spus nicio minciună. Vrei să renunți la stagiu și să începi imediat să depun documentele pentru divorț. Tu ești foarte dragă pentru mine și nu vreau să te pierd. Când te-am văzut în cafenea, am înțeles imediat că am nevoie de o femeie ca tine în viața mea, care să fie independentă și să nu se prefacă. Nu știu cum altfel să-ți dovedesc că te iubesc, că îți dau alegerea, ce trebuie să fac. Nu pot să cred totul deodată. Trebuia să-ți spun toate astea din timp. M-am jucat și acum nu intenționez să mă justific pentru asta. Și acum, ți-am făcut o propunere, hai să-i sun acum pe soția mea și să-i spun că ne despărțim și că nu am nevoie de niciun stagiu. Nu trebuie să sun pe nimeni. Dăm timp să mă gândesc la toate și acum sunt obosită și mă duc acasă. Nu trebuie să mă însoțești și nu mă suna, te voi suna singură când îmi voi fi gândit la tot. După aceasta, fata s-a întors și a plecat spre casă. Pe drum, ea își reflecta asupra cuvintelor tânărului. I-a fost foarte dor să creadă că tot ce a spus Viaceslav a fost într-adevăr adevăr. Ajunsă acasă, Karina, fără să ascundă nimic, i-a spus totul mamei sale. După povestea fiicei sale, Aleftina a început să se gândească. Femeia a observat că fica ei suferea deoarece era îndrăgostită de acest tânăr, iar Aleftina a pus doar două întrebări fiicei sale. Îi încredințezi ceea ce ai auzit. Ce-ți spune inima ta? Mamă, îl iubesc și l-am văzut vorbind sincer. Încred inima, dar mintea se împotrivește în mod ciudat. Nu știu ce să fac. Ce ai face în situația mea? Aș încredința mă intuiției feminine, adică aș crede inimii. Dar nu lua sfatul meu în calcul. Nu vreau să mă consider vinovată mai târziu, dar dacă vrei, pot să mă întâlnesc cu Viaceslav și să vorbesc cu el, dar nu cred că din prima întâlnire voi putea spune ce fel de om este el cu adevărat. Nu trebuie. Mamă, mi-ai ajutat deja foarte mult acum. Mulțumesc, a spus fiica recunoscătoare și a îmbrățișat-o ușor pe mamă. Carina a meditat câteva zile. În acest timp, Viaceslav nu a sunat, așa cum a promis că nu o va deranja până când ea nu va lua o decizie. Între timp, tânăra se simțea ca și cum ar fi fost între două focuri. Ea nu știa cum să acționeze în această situație. Pe de o parte, dorea să fie mereu cu această persoană, deoarece o iubea din toată inima. Pe de altă parte, Carina se temea că bărbatul ar putea profita de naivitatea ei și să o înșele. Cu toate acestea, fata a luat o decizie. Sentimentele ei pentru Viaceslav au învins, iar ea a avut curajul să aibă încredere în această persoană. Acum Karina trebuia doar să decidă cum să acționeze. Să aleagă varianta în care bărbatul să plece în stagiu sau să anunțe acum soției că solicită divorțul și că nu mai are nevoie de stagiu în străinătate. Fata știa cât de importantă este această stagiu pentru Viaceslav și își dădea seama că dacă îi propune iubitului să-i spună soției despre divorț, atunci ea însă și ar regreta ulterior că a procedat astfel. Și în curând Carina a sunat pe alesul inimii ei și a stabilit o întâlnire. Când cei doi tineri s-au întâlnit, fata i-a comunicat băiatului decizia ei și a spus imediat că, dacă a pus în aplicare un plan dublu, atunci acest lucru se va întoarce împotriva lui. Viaceslav, auzind că Karina nu are de gând să încheie relația, a răspuns cu entuziasm. Ce plan dublu! Te iubesc și vreau să fim împreună. În acest timp, în timp ce nu mai sunat, am fost foarte neliniștit. Și încă am o mică surpriză pentru tine. Cu aceste cuvinte, băiatul a scos o cutie roșie din buzunarul sacoului, i-a întins-o carinei și a spus în șoaptă. În curând ne vom oficializa relația și acum îți oferă această inimă ca semn că deja ești cerută în căsătorie. Timpul a trecut încet. Tinerii se întâlneau din când în când, dar se sunau practic în fiecare zi. Viaceslav întreba mereu cum îi merge și, în același timp, nu uită să-i spună Carinei cât de mult o iubește și cât de mult îi lipsește. Aleftina vedea că fica ei s-a îmbunătățit și se bucura pentru ea, dar în inima femeii era greu, nu știa nici ea ce o neliniștea. Și când Karina a venit acasă după o întâlnire cu gândurile ei, i s-a adresat fiicei și a întrebat de ce e tristă. Fata a privit-o pe mamă și a spus în șoaptă: Peste câteva zile, viaceslav pleacă, nu ne vom vedea șase luni, va suna foarte rar, dar și tu înțelegi asta. Mamă, dar nu crezi că îmi scape cu vederea propunerea, nici măcar nu a cerut asta, asta e decizia mea. Aleftina, după cuvintele fiicei sale, a privit-o cu tristețe a tăcut o vreme gândindu-se cum să răspundă corect la cererea fiicei sale, apoi, după o mică pauză, a spus Nu mai ai 18 ani și ei decizia singură. Și dacă vrei să petreci întreaga zi cu această persoană, atunci înseamnă că faci acest pas conștient și refuzul meu nu te va opri, deși nu am de gând să te descurajez de la nimic. Pot doar să spun că nu greșiți în decizia voastră, ca să nu regretați mai târziu nimic. În curând, Viaceslav a plecat. Carina, după plecarea persoanei iubite, se simțea deprimată. Aleftina vedea că fica s-a încercat să pară veselă, dar înțelegea că asta era doar o aparență. Aleftina a încercat cum a putut să distragă atenția Carinei de la gândurile triste, și când a trecut deja o lună de la plecarea lui Viaceslav și încă nu se știa nimic de el. Femeia i-a propus fiicei sale să facă cumpărături. Fata a privit-o cu dispreț și a spus: Nu mă interesează hainele acum. Te înțeleg, dar nu crezi că-ți neglijezi propria mamă. Cine ți-a spus că nu vreau să arăt elegant? Carina a privit-o uimită pe mamă. Uitase deja când a cumpărat ultima dată ceva nou. Aleftina a înțeles că și-a atins scopul, deoarece a intrigat-o pe fiică cu propunerea sa. Asta era ceea ce își dorea în acel moment, chiar dacă de fapt nu avea nevoie de haine noi. Dar Carina, după ce și-a revenit de la primele emoții, s-a adresat mamei. Am ratat ceva. Ai un bărbat în viața ta. Nu, dar poate că mă pregătesc să atrag vreun burlac bătrân. A spus femeia cu râs. A mai trecut o lună, iar Karina stând acasă cu mama ei după muncă, discuta despre contabilitate, când la un moment dat a sunat telefonul mobil. Fata a sărit în sus ca și cum ar fi fost înțepată și a alergat să ia telefonul, iar în scurt timp a leftina a auzit cum fiica vorbește veselă la telefon. Femeia care locuia în apartament a bănuit imediat că sunase Viaceslav, și într-adevăr, câteva minute mai târziu, o Carina fericită a intrat și a spus că iubitul ei a sunat. Au trecut câteva luni, în timpul cărora Viaceslav a sunat și a trimis câteva mesaje SMS, iar curând tânărul a anunțat că va veni acasă pentru o săptămână pentru a sărbători anul nou. Carina era încântată de această veste. Aleftina vedea cum fiica ei era bucuroasă pentru eveniment, dar i se părea că fata sărbătorește prea devreme. Așa că cu câteva zile înainte de sosirea tânărului, Aleftina i-a spus Carinei: Mă bucur că alesul tău va veni în curând, dar nu te bucura prea tare, pentru că anul nou cu siguranță îl va petrece nu cu tine, ci cu soția lui. Ești cam pricepută, mamă, să-mi strici starea de spirit. Va veni Viaceslav și vom afla. Răspunsul fiicei a fost unul încruntat. A venit ziua mult așteptată. A sosit Viaceslav. Tânărul a numit-o pe Carina câteva ore după ce a sosit. Fata a promis cu bucurie că va încerca să plece mai devreme de la serviciu. Aleftina privea în acel moment fica și înțelegea cât de nerăbdătoare era Carina să-l vadă pe alesul ei. Femeia s-a apropiat de fiica sa și a spus că este liberă în acea zi. Fata și-a exprimat recunoștința printr-o îmbrățișare și a plecat repede de la bancă. Aleftina a lăsat o să plece și a dorit în gând fericire. În scurt timp, femeia a revenit acasă. În acel moment, Karina a sunat și a anunțat că nu va petrece noaptea acolo. Această veste nu a surprins gazda apartamentului, deoarece presupunea că acest lucru se va întâmpla, având în vedere cât timp a fost despărțită de persoana iubită. A doua zi a fost sâmbătă. Aleftina s-a trezit și ca de obicei, a privit în camera Carinei, dar nu a găsit-o acolo. Femeia a fost uimită să vadă patul gol și și-a dat o palmă pe frunte. A uitat că în acea noapte fiica ei era în compania lui Viaceslav. După acest lucru, Aleftina s-a îndreptat spre bucătărie pentru a-și pregăti micul dejun. Și atunci telefonul mobil a sunat. Femeia a ridicat receptorul și a auzit vocea fericită a fiicei. Mamă, bună! vom fi acolo în curând, așteaptă-ne. Dar n-am gătit nimic. Nu puteai să mă anunți din seara precedentă, a spus mama, perplexă. Nu trebuie să gătești nimic, vom aduce totul cu noi. Și în câteva ore, Aleftina își întâmpina fiica și pe tânărul ei, care ținea în mână un buchet de flori. Viaceslav a zâmbit politicos și i-a înmânat flori femeii. Aleftina i-a mulțumit bărbatului și l-a invitat să intre în sufragerie, unde deja era pusă masa, cu felii de cârnat și brânză, precum și câteva farfurii cu aperitive făcute în casă. După câteva minute, toți erau deja la masă. Carina vorbea vesel despre cât de multe lucruri interesante îi povestise Viaceslav despre străinătate. Aleftina o asculta pe fiica sa și în același timp arunca priviri furtun la oaspete. Femeia și-a notat în gând că tânărul arăta bine și se purta corect. Acest lucru a plăcut gazdei apartamentului, iar între timp, Karina continua să vorbească și să vorbească, iar Viaceslav a întrerupt-o politicos. Iubita mea, nu cumva ai uitat că am adus cu noi suși. Poate totuși să le punem pe masă. După cuvintele tânărului, fata a aruncat mâinile în sus și s-a îndreptat spre hol, unde fusese lăsată punga cu produse. Între timp, Viaceslav s-a adresat gazdei apartamentului. Păreți foarte interesată de multe și înțeleg asta. Puteți să mă întrebați orice, nu am ce ascunde. Tânărule, singurul lucru care mă interesează este soarta fiicei mele. Spuneți-mi că nu o veți răni niciodată. Nu îmi pasă de ea. Și în ceea ce privește anul nou, intenționez să-l sărbătoresc cu voi, dacă, desigur, sunteți de acord. Vă voi fi recunoscătoare pentru asta, a răspuns cu un zâmbet femeia, care nu se aștepta la aceste cuvinte din partea iubitului fiicei sale. Zilele au trecut foarte repede și Viaceslav a plecat din nou peste hotare, dar acum, când Aleftina l-a cunoscut pe acest tânăr, s-a simțit liniștită. Avea încredere că tânărul îi trata fiica sincer. Au trecut două săptămâni de când a plecat Viaceslav, iar Karina se întorcea acasă împreună cu mama ei discutau despre chestiuni de serviciu când telefonul Carinei a sunat. Carina l-a scos cu bucurie din buzunar, crezând că este iubitul ei care sună, dar s-a înșelat. Fata a văzut un număr necunoscut. A răspuns și a auzit o voce feminină necunoscută care a spus. Pot să vorbesc cu Carina. Da, vorbiți cu mine. Trebuie să ne întâlnim. Este vorba despre Viaceslav. Repede a spus necunoscuta și a dictat apoi unde să vină și la ce oră. Carina a vrut să pună câteva întrebări, dar la celălalt capăt legătura s-a întrerupt. Fata a dat din numeri în confuzie. Mama, întrebându-se, a întrebat cine a sunat. Carina a spus că au greșit numărul. După un timp, fata i-a spus a leftinei că trebuie să plece pentru câteva chestiuni. Carina a fost confuză de acest apel de la o necunoscută. Dar nu a vrut să îngrijoreze mama pentru nimic, așa că a ascuns că se îndreaptă spre întâlnire Fata a chemat un taxi, a dat adresa șoferului și în jumătate de oră era deja la destinație A eliberat mașina și s-a uitat în jur Era un șantier abandonat Karina a fost surprinsă că întâlnirea a fost stabilită într-un astfel de loc și apoi a văzut cum se apropie de ea o mașină de lux și din ea a coborât o brunetă Carina a recunoscut imediat acea tânără femeie. Era soția lui Viaceslav. Inesa s-a apropiat încet de Carina și a privit-o cu dispreț. Carina a privit cu atenție și și-a exprimat indiferența, întrebând cu voce rece de ce era necesară acea întâlnire. Inesa a zâmbit, apoi a vorbit aspru, exprimându-și dorința ca Carina să dispară definitiv din viața soțului ei. Apoi a adăugat: Ar fi mai bine să nu intri în conflict cu mine. Tatăl meu este locotenent colonel și are puterea să facă mult rău celor care nu mă ascultă. Ascultă, Inesa, nu e nevoie să mă sperii. Viaceslav nu te iubește și știi asta. De ce îți dorești să iei bucăți din iubirea lui când știi că inima soțului aparține altei femei? Dacă aș fi în locul tău, aș solicita divorțul imediat ce el se întoarce de la stagiu, chiar dacă dorința ta de a te despărți nu mai are atâta importanță acum, din cauza deciziei lui Viaceslav de a nu trăi cu tine. Apropo, cum ai găsit? Să te găsesc nu a fost o problemă, știam că soțul meu are o femeie în afară, el le ia adesea, asta este natura lui, astfel că nu te lăsa păcălită să crezi că ești unică și deosebită pentru el, el se va juca cu tine și te va lăsa, la fel ca pe celelalte înaintea ta. Deci, dacă soțul tău este un seducător, atunci de ce m-ai chemat aici? Tu însă ți-ai spus că Viaceslav se va juca cu tine și te va părăsi, dar nu trebuie să răspunzi, voi răspunde eu în locul tău. Ai realizat doar că slav mă iubește cu adevărat și vrea să fie cu mine, dar nu ai răspuns la întrebarea mea: Cum ai găsit? Am găsit numărul tău în telefonul soțului meu. Presupun că nu vei coopera în mod amiabil. Nu? Atunci vei regreta mult acest lucru, a spus Inesa cu răutate. Și ce-mi vei face, a replicat Karina în ton glumeț, iar cu aceste cuvinte, bruneta și-a deschis geanta și a scos o sticluță mică, vărsând rapid conținutul flaconului pe fața interlocutoarei. Karina a țipat înspăimântată și și-a acoperit fața cu mâinile, iar apoi Inesa a zâmbit malefic și a spus. Soțul meu iubește femeile frumoase, iar fața ta nu mai este atât de frumoasă ca înainte și nu mai îndrăznește să te duci la poliție, ți-am spus deja cine este tatăl meu. Dacă nu vei asculta sfatul meu, vei fi singură pe banca acuzaților. Și acum, pa, fetiță! Carina nu a văzut cum a plecat Inesa, ea a căzut pe jos și a strigat în agonie, iar apoi și-a pierdut cunoștința. Carina și-a recăpătat cunoștința abia câteva zile mai târziu în secția de reanimare, ea a încercat să-și ridice capul, dar a simțit o durere insuportabilă și a gemut. Carina a încercat să-și deschidă ochii, dar nu a reușit și în acel moment o asistentă a venit spre ea și a anunțat că va chema doctorul și că va vorbi cu el curând. Medicul a venit și a pus câteva întrebări pacientei, apoi a informat-o că va fi mutată într-o cameră. Înainte de a pleca, bărbatul a adăugat că Carina va avea o discuție cu un anchetator. Fata a întrebat cum a ajuns în spital. Medicul a privit-o în gândire și a spus: Ați fost adusă aici de un om al străzii care frecventează adesea acea zonă. V-a găsit într-o stare inconștientă și v-a adus pe brațe la spitalul nostru. Și trebuie să spun, el se îngrijorează pentru starea voastră și vine să întrebe cum vă simțiți. Trebuie să-i fiți recunoscătoare, nu v-a abandonat în momentele dificile, mai ales că ați fost la un pas de hipotermie. Chiar și în luna mai sunt factori care ve-ar fi putut costa viața. Dar acum totul a trecut și sunt bucuros că suntem dincolo de asta. După o perioadă, Carina a fost mutată într-o cameră și imediat după ce a intrat mama ei. Femeia s-a apropiat și a îmbrățișat-o pe fica ei. Aleftina îi mângâia mâinile în timp ce plângea în tăcere. Carina auzea șopteala la mamei și a cerut să se liniștească. Aleftina a încercat să-și ascunde emoțiile, dar nu a reușit. Și apoi ușa camerei s-a deschis. A intrat un bărbat, s-a apropiat de patul bolnavei și a spus cu voce joasă că este un investigator și că trebuie să-i pună câteva întrebări. Aleftina a privit cu răutate străinul și a spus. Nu vedeți în ce stare este fata. Nu este momentul pentru întrebările dumneavoastră. Înțeleg perfect, dar acum ascultați-mă pe mine. Am pierdut mult timp în timp ce Karina era inconștientă. Iar infractorul este încă în libertate. Cu cât aflu mai repede ce s-a întâmplat în acea zi, cu atât mai mare este șansa să-l prindem pe acest ticălos și să-l ducem în fața justiției. Și este în interesul dumneavoastră să cooperați, a spus bărbatul către Aleftina și apoi s-a întors către Carina. Povestiți-ne ce s-a întâmplat în acea zi. Vă rog să vă concentrați asupra detaliilor când vă amintiți. Fiecare amănunt contează. Nu-mi amintesc nimic. O persoană necunoscută a aruncat ceva în fața mea, apoi a venit în întunericul, a spus Karina cu slăbiciune. Și asta este tot ce îți amintești. Ce făceai în acea zonă? Cum arăta persoana care ți-a aruncat acidul? Eram acolo doar ca să mă plimb. Ți-am spus tot ce știu. Nu am nimic altceva de adăugat. Pot să mă lași acum. Sunt foarte obosită. Bărbatul și-a îndreptat privirea către mama fetei și a sugerat să o convingă pe fica ei să colaboreze cu ancheta și să încerce să afle de la ea ce s-a întâmplat în acea zi. Femeia a încuvințat în tăcere și s-a îndreptat spre camera fiicei sale. Aleftina s-a apropiat de Carina și s-a așezat lângă ea. Am încuiat ușor mâinile înfășurate în bandaje și a spus încet să încerce să se concentreze doar asupra momentelor bune. Carina a răspuns cu o voce surdă că nu îi rămâne decât să aștepte să îi se îndepărteze bandajele și să-și vadă fața. Iar atunci să poată să se bucure din nou de viață. Vizitatoarea a întrerupt-o pe fica sa și a spus. Hai să nu mai discutăm despre asta acum. Mai bine spunem ce făceai pe șantierul abandonat și cine ți-a aruncat acid în față. Doar te rog, nu mă minți! Știu foarte bine că ai mers acolo intenționat și că ai văzut chipul infractorului. Karina a stat în spital mai mult de o lună. În această perioadă, ea nu a comunicat cu vecinele de salon și s-a retras în sine. Când și-a văzut reflexia în oglindă, s-a izolat și mai mult. Medicul a observat că pacienta era într-o stare depresivă și înainte de a fi externată, i-a spus Carinei și mamei ei. Îndepărtarea cicatricilor este posibilă, dar pentru aceasta sunt necesare mai multe operații costisitoare. Acum schimbarea aspectului tău este doar în mâinile tale, iar noi am făcut tot ce ne-a stat în putință. După externarea din spital, Carina a demisionat de la locul de muncă și și-a schimbat numărul de cartelă SEIME. Aleftina nu putea înțelege de ce a făcut asta fica ei și a întrebat-o direct despre asta. Fata a privit-o pe mamă și a spus fără emoții. Cu o astfel de față poți doar speria copii, nu să mergi la serviciu. Și am schimbat cartela SEIME pentru că nu mai vreau să comunic cu Viaceslav. Te temi că Viaceslav nu va vrea să aibă de-a face cu tine din cauza cicatricilor tale de pe față. Dacă cineva iubește, atunci nu-i pasă de asta, pentru că iubirea nu se bazează pe aspectul exterior. Nu vreau să comunic cu el și punct. Și în general, nu mai vreau să trăiesc, a spus fiica fără emoții. Ce spui acolo, iar despre mine ce ai gândit, a rostit femeia, înspăimântată. După această conversație, Aleftina a fost preocupată de starea emoțională a fiicei sale. Ea se temea că Carina ar putea să facă ceva ireparabil și într-o zi, când a venit acasă, a văzut o grămadă de pastile pe masă în bucătărie. Aleftina a strigat și a alergat în camera fiicei sale, unde a văzut că fata era întinsă pe pat. Femeia a alergat către Carina, a zguduit-o ușor și ea și-a deschis ochii și a spus că totul e în ordine și că nu a luat nicio pastilă. Dar că a vrut să o facă. După acest incident, Aleftina a înțeles că trebuie să întreprindă ceva. Și atunci a decis că trebuie să-și interneze fica într-o clinică și să-i facă operații de chirurgie plastică. Pentru asta, femeia și-a scos economiile și s-a adresat unui specialist cunoscut. Doctorul a examinat fata și a spus că aspectul exterior poate fi restaurat, dar nu exact așa cum era înainte. Când Karina a auzit asta, a spus: Nu am nevoie de trecutul aspectului meu. Curând, Karina a fost internată într-o clinică unde a avut prima operație. Apoi a fost nevoie de îngrijirea de reabilitare, care a necesitat și a resurse financiare. Aleftina nu a avut altă opțiune decât să împrumute bani. Dar acești bani au fost suficienți doar pentru a acoperi îngrijirea, și mai erau necesare câteva operații. Și atunci Aleftina s-a adresat fiicei sale. Avem o singură opțiune: să vindem apartamentul și să ne mutăm în alt oraș, unde vom cumpăra un apartament cu o cameră. Iar restul banilor vor merge pentru operatie și pentru a plăti împrumutul. Mamă, dar vom trăi în sărăcie. Este asta cel mai important. Pentru mine acum e mai important că tu. Gata să considerăm că decizia a fost luată în unanimitate, a spus cu fermitate mama către fiica, apoi a îmbrățișat-o ușor. Carina era bucuroasă că în curând vor părăsi acest oraș, pentru că știa că Viacesla urmează să sosească curând și numai din acest motiv a convins-o pe mama să nu amâne vânzarea apartamentului. Aleftina înțelegea de ce fiica o îndemna să vândă proprietatea cât mai repede. Și în cele din urmă, tranzacția a fost realizată în scurt timp. Apartamentul a fost vândut pentru o sumă nesemnificativă, iar Carina și mama ei s-au mutat într-un oraș provincial. După acest eveniment, Aleftina s-a angajat din nou la locul de muncă, iar fiica ei a fost internată într-o clinică pentru a suferi o altă operatie. Aleftina înțelegea că situația lor financiară va fi dificilă acum, așa că a luat un loc de muncă suplimentar ea a început să țină contabilitatea într-o dintre firmele mici. Au trecut câțiva ani, în acest timp Carinei i-au mai făcut încă două operații și acum fata nu mai semăna deloc cu fosta Carina de altă dată. Aleftina era fericită pentru fiica ei că acum aceasta putea să înceapă o nouă viață. Carina, în timpul cuvenit, i-a fost recunoscătoare mamei ei pentru că a făcut tot posibilul pentru a-i reda sensul vieții și într-o zi între mamă și fiică a avut loc o conversație inițiată de către fiică. Mami spune, nu regreți nimic, de exemplu, că ai plecat din metropolă în acest oraș uitat de lume doar pentru a mire da fața. Ești naivă, fetița mea, dacă aș putea să iau din nou decizia, aș face la fel, dar când vei deveni mamă, mă vei înțelege. Poate că voi deveni într-o zi, deși am îndoieli, a spus fata cu tristețe. Bine. Deschiderea pentru deschidere. Când ți-au aruncat acid, a fost din cauza lui Viaceslav. Da. Și de ce nu i-ai spus asta anchetatorului? A întrebat mama în șoaptă. Nu am fi putut demonstra nimic. Și mai mult decât atât, tatăl Inesei lucrează în organizațiile de aplicare a legii. Și mi-a fost frică că și Viaceslav va suferi. Încă îl iubești pe el în scurt timp, Carina s-a angajat la un loc de muncă și viața a continuat să curgă încet. Aleftina spera că toate necazurile lor au rămas în spate, dar a început să simtă o durere în inimă. Doctorii au spus imediat că trebuie să renunțe la unul dintre locurile de muncă, deoarece acest lucru punea o presiune suplimentară asupra organului principal al vieții. Femeia nu a avut de ales decât să renunțe la postul de contabil din firmă. Carina era fericită că mama s-a renunțat la cel de-al doilea loc de muncă. Acum dorea ca mama să nu mai aibă nicio lipsă, dar știa că cu salariile lor nu vor merge prea departe. Carina știa că nu sunt în sărăcie, dar îi dorea mamei să poată merge la mare și să se relaxeze. Așa că, după o zi de muncă, i-a spus mamei: Vreau să merg la tatăl. M-am contactat cu o colegă de școală. Ea mi-a spus că a deschis a doua firmă. Așa că mă duc să-l scutur puțin pentru portofel. La vremea potrivită, tata a promis că mă va ajuta, dar când am împrimit 18 ani, a dispărut pur și simplu din viața mea. Nu trebuie să faci asta, lasă persoana aceea să trăiască cum vrea. Și în sufletul meu tot rămâne resentiment față de el, vreau să scap de asta. După o săptămână, Carina i-a spus mamei că pleacă într-un alt oraș. Aleftina a înțeles că fica sa mergea în orașul în care au locuit înainte. Femeia a încercat să o oprească, dar fata era hotărâtă. Ea a explicat că va încerca să se angajeze ca contabilă și să câștige mai mulți bani pentru a merge la mare anul viitor. Și astfel, Karina a ajuns într-un alt oraș. Ea a închiriat o cameră și a început să caute de lucru. A avut noroc în prima zi. A citit un anunț în care căuta un contabil pentru o firmă care tocmai s-a deschis. Carina a venit la adresa specificată și a fost întâmpinată de adjuntul directorului. Tânărul a chestionat-o pe fată despre experiența sa de lucru, iar apoi a sunat șeful și a spus că a venit o femeie tânără să se angajeze ca contabil. Și într-o vreme foarte scurtă, Carina a început să lucreze la o agenție de turism. Fata s-a familiarizat rapid cu personalul, care era destul de puțin numeros. În echipă erau doar șapte persoane. Carina a aflat că firma există de relativ puțin timp. Peste o săptămână va fi un an de când s-a deschis. Fata a întrebat una dintre colege de ce directorul nu este niciodată în loc, iar aceea, râzând, a răspuns că șeful este foarte rar aici. Au trecut câteva zile și directorul ajunct a anunțat că poi mâine va avea loc o petrecere de corporație cu ocazia aniversării deschiderii firmei. Toți angajații au reacționat entuziasmat pentru că acest lucru însemna că se puteau distra în mod plăcut. Între timp, directorul adjunct a continuat să spună că trebuie să fie îmbrăcați elegant, și la final a adăugat că șeful va fi prezent la petrecere. Carina era curioasă să-și vadă pentru prima dată directorul direct, cel care a angajat-o fără să o privească măcar o dată. Și a venit ziua petrecerii de corporație. La sfârșitul zilei de lucru, angajații biroului au început să pregătească masa. Gustările au fost comandate de la o cafenea, iar acum, când curierul a adus comanda, toți au așezat vesel gustările pe masă. În timpul pregătirilor pentru petrecere, atmosfera era relaxată. Unul dintre colegi spunea o glumă amuzantă și toți cei prezenți râdeau. Curând, directorul adjunct i-a rugat pe toți să ia loc la masă. A sunat șeful și a spus că va întârzia puțin și îi roagă să înceapă fără el unul dintre angajați, a umplut rapid paharele și a propus un toast pentru prosperitatea afacerii de turism. Toți l-au aplaudat vesel și au golit paharele. Apoi, directorul ajunt și-a asumat rolul de toastmaster și a cerut din nou să li se umple paharele. Tânărul abia a început să țină un discurs când ușa camerei s-a deschis și a intrat directorul. Bărbatul i-a salutat pe toți cordial și a spus. Pot și eu să mă alătur. Vreau să sărbătoresc cu voi. Karina l-a privit pe omul care a intrat și a simțit că trupul ei a fost străpuns de sute de ace. Fata l-a recunoscut imediat pe acest bărbat. Și-a stăpânit strigătul și și-a coborât privirea. Karina a încercat să-și calmeze respirația în timp ce șeful a venit și, văzând noua angajată, a exclamat. Ce frumuseți lucrăm aici! O să mă așez lângă noua venită cu personalul meu trebuie să fii pe aceeași lungime de undă. Și apoi distracția a început. Un toast a urmat altuia. Toți aplaudau vesel fiecare discurs, iar între timp, după ce a dat bine de băut noului angajat, șeful a dus-o în biroul lui, a închis ușa cu cheia și, după aceea, bărbatul a început să-și deschidă cu grijă nasturii de la bluza ei albă, observând urmele de cicatrice pe sânii ei. Proprietarul biroului s-a simțit derutat a văzut o astfel de cicatrice sub formă de triunghi doar la o fată. Carina, văzând că bărbatul este uimit, a spus cu voce nebănuită. De ce te-ai oprit, via Viaceslav? Continuă. Carina, dar asta nu este posibil. Te-am căutat pretutindeni. Văd cât de mult m-ai căutat. Acum văd doar că o trăvești fetele de aici și apoi le aduci în biroul tău pentru a te distra a spus tânăra cu un zâmbet ironic, iar apoi și-a coborât privirea și a adormit imediat. Karina s-a trezit pe canapea. A îndepărtat cuvertura și a văzut că este îmbrăcată în aceeași haine pe care le purta la petrecere. Ea a privit în jur și a recunoscut imediat împrejurimile. Era apartamentul lui Viaceslav. Carina a încercat să se ridice, dar a simțit imediat cum capul este sfârtecat în două, a gemut incoruntar și și-a închis ochii, apoi a simțit mirosul de cafea proaspăt făcută. Fata a deschis din nou ochii și a văzut în fața ei pe Viaceslav, care ținea o ceașcă de cafea sub nasul ei. Tânărul s-a apropiat și s-a așezat în genunchi în fața oaspetelui. Apoi, bărbatul i-a întins o ceașcă de cafea și i-a oferit-o ca să-și recapete forțele. Fata a refuzat băutura aromată și a cerut un pahar de apă obișnuită. Auzind cererea Carinei, Viaceslav a râs și a spus că în ziua anterioară ea a cam exagerat cu băutură. Această declarație a înfuriat-o pe fată, iar cu glasul tulbure, ea a spus: Nu ai fost tu acela care mi-a tot turnat în pahar. El a văzut o față drăguță și a dat drumul la coadă. Nu voi nega asta, dar totuși te-am pierdut. Și totuși, sunt un om, și tot ce este uman nu mi este străin. Dacă ai fi fost cu mine, nu mi-ar fi trebuit nicio femeie altă femeie. Și acum spunem ce s-a întâmplat. Deci, ce s-a întâmplat atunci? Știu. Mă interesează cu totul altceva. De ce nu ai mai dat niciun semn de viață? De unde știi ce s-a întâmplat în ziua aceea? Nu mi-ai mai răspuns, numărul tău nu era în zonă. Când am ajuns, m-am dus imediat la tine, dar acolo erau noi chiriași. M-am adresat vecinilor, care mi-au spus că cineva ți-a aruncat acid în față și apoi tu și mama, după ce ați vândut apartamentul în grabă, v-ați mutat undeva. Nu a fost greu să aflu cine a fost criminalul. M-am adresat imediat soției și ea și-a recunoscut fapta. Inesa credea că voi trăi cu ea după asta, dar am depus actele de divorț. Așa că asta e întreaga mea poveste, acum e rândul tău, îți amintești întrebarea mea. Dar ce să-ți răspund? Nu voiam să mai trăiesc atunci. Ai fi putut să mă vezi în acel moment. Oamenii se întorceau de groază de mine. Nu îți poți imagina cât de greu a fost să trec prin asta. Și atunci mama a decis că va face tot ce îi stă în putere ca să pot să trăiesc în continuare. Așa că a vândut apartamentul. Cu aci bani am făcut câteva operații de chirurgie plastică. A intenționat să lucrezi în firma mea. Nu, nici măcar nu știam că această firmă îți aparține. Am venit doar să câștig bani aici, deoarece salariul este mai mare decât în orașul nostru provincial. Când te-am văzut, am fost șocată. Am avut un șoc real în acel moment. Și când ai început să mă bagi în seamă, am simțit ură față de tine. Soția ta spunea că ești un bărbat cu aventuri, și acum se pare că informația s-a confirmat. Inesa a putut să vă înșele întotdeauna. I-am înșelat doar de două ori în timpul căsniciei. O dată într-o stare de ebrietate, iar a doua oară, dar deja știi că aveam o relație intimă cu tine. Și despre faptul că ieri am fost agasant cu tine, ți-am spus deja înainte că am fost de mult timp fără afecțiune feminină. Acum spunem: ce ar trebui să facem? Toți acești ani nu te-am uitat. Aș fi putut să-mi fac o familie de mai multe ori, dar nu am făcut asta. Într-un fel, subconștientul meu aștepta să te întâlnesc. Carina ascultat tăcută pe Viaceslav. Ea vedea că în acest moment bărbatul vorbește sincer. Tânăra a luat loc pe canapea și a luat capul lui Viaceslav în mâini, l-a atras spre ea și apoi l-a sărutat pe buze. În acest moment, Carinei nu-i păsa de nimic. Ea voia să fie în brațele acestui om. Și în câteva minute, cei doi zăceau în brațele celuilalt. Se bucurau de pasiunea care îi copăleșise și doar după ceva timp au putut să se despartă unul de altul. Tinerii se întindeau pe spate și respirau greu, iar apoi Viaceslav a îmbrățișat femeia și, privindu-i în ochi, a întrebat: O să te căsătorești cu mine, nu-i așa? Probabil că nu știu, a spus tânăra râzând. Oh, deci așa stai! Îți fac o propunere serioasă de căsătorie și tu Acum o să te mușc peste tot, a spus bărbatul cu o seriozitate aparentă și a început să îi sărute iubita cu tandrețe. După aceea, cuplul a discutat mult timp. Carina a aflat că după divorț Viaceslav a luat un credit și a înființat o firmă de turism, unde este foarte rar, deoarece are încă un loc de muncă principal. El a spus că s-a angajat să predea limba franceză la universitate. Tinerii ar fi continuat să discute mult timp, dar telefonul Carinei a sunat. Ea a răspuns și a auzit vocea ajuntului lui Viaceslav, care a spus ferm că întârzie la muncă. Proprietarul apartamentului, auzind asta, a râs și a luat telefonul de la Carina, apoi a spus că colega a plecat în concediu și acum se decide dacă vrea să lucreze în continuare sau nu. După acest apel, bărbatul s-a întors spre iubita lui și a spus că în curând, imediat ce își rezolvă treburile, vor merge la mama Carinei, iar apoi vor cumpăra bilete și vor pleca împreună la mare. a privea la alesul ei și gândea că, probabil, destinul le-a oferit o a doua șansă de a fi împreună pentru totdeauna. Și după aceea, Carina a sunat-o pe mama ei și, când a auzit vocea ei, a spus Mi-ai spus cândva că trebuie să te anunț din timp dacă vin cu iubitul meu. Așa că acum o fac. În această săptămână venim cu Viaceslav și el îți trimite salutări călduroase. Deci, mamă dragă, ia-ți concediu și vom merge cu toții împreună să ne relaxăm la mare. Oh, și viitorul tău generic a spus că nu acceptă obiecțiuni. Cred că această veste te-a făcut fericită. Nu știi cât de mult. Vă iubesc, iubirea mea. Cu lacrimi de fericire în ochi, femeia a spus asta. Вороксимо в соціальній лайк, ще сава бонать.